Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Leave the door open, s-a numit piesa pe care am ascultat-o ceva mai devreme de la Bruno Mars și am lăsat ușa deschisă la studio și a venit Cătălin Sribila pentru rațiunea zilei. Salut, Cătălin! Salutare, bine v-am găsit! Bine ai venit și Ludovic Orban a lăsat ușa deschisă în partid și a venit Florin Câțu. S-a strecurat domnul Câțu acolo, domnule, a venit pe turnantă, cum se cheamă, și ce să vezi, lucrurile arată ca și cum... Adică arată mai rău, așa s-ar zice, pentru Ludovic Orban. Da, oare așa e? Când am abordat noi cel mai recent subiectul la rațiunea zilei, nu erau lucrurile foarte clare. Domnul Câțu nu și-a anunțat oficial candidatura. Mm-hmm. Acum înțeleg că s-au schimbat lucrurile și ni le explică imediat, da. Cătălin, la rațiunea zilei. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Ieri, înainte de Consiliul Național care stabilește data alegerilor din PNL, data Congresului, domnul Câțu și-a anunțat candidatura la șefia partidului, deși a apărut o perioadă ezitant în această chestiune, dar se vede că domnul Câțu construia pas cu pas această candidatură. A fost o mișcare spectaculoasă pentru că a ieșit cu o mulțime de lideri ai partidului în spate, inclusiv Rareș Bogdan, generalul Ciucă, ce să mai zic, pe doamna Turcan, cred că am văzut-o la un moment dat, cred că și Alina Gorghiu era acolo, deși din cauza măștii am avut îndoieli întreaga zi, dar cred că ea era. Totuși, că așa arătau lucrurile, în orice caz, o imagine mai puternică sau mult mai puternică decât cea cu Ludovic Orban, care, despre care știm de mult că va candida, dar domnul Orban a făcut și el la câteva momente declarații de presă și era de unul singur. E, alăturând cele două imagini, sigur că domnul Câțu pare într-un fel de avantaj, adică ia uitați aici cine e în spatele meu și cine mă sprijină. Chiar cineva îi spunea generalului Ciucă că o să-i țină spatele lui Florin Câțu, mă rog, o chestiune de genul ăsta. Florin Câțu i-a zis: domnule general, poftiți aici în spatele meu, și așa mai departe. Despre domnul general Ciucă, se știe că este unul dintre favoriții domnului Iohannis și l-ar fi dorit chiar premier la un moment dat, și tot grupajul literar, artistico-vizual de acolo, electoral, arăta că, într-un fel, președintele Iohannis și-ar fi dat o pata la ma mai mult către domnul Câțu decât către domnul Orban, adică așa păreau. Oameni despre care știm că sunt apropiați președintelui, Rareș Bogdan, Raluca Turcan, erau toți în spatele domnului Câțu. Adică... Da, Rareș Bogdan mi se părea foarte apropiat și de domnul Orban, când era domnul Orban prim-ministru. Să adică... știi că, da, dar Rareș Bogdan cred că e primul care l-a... nici nu știu cum să zic, care l-a criticat public sau a spus lucrurile astea publice cu... când a fost întâmplarea aceea în care îi cerea lui Emil Boc să-l sprijine pe Florin Câțu, până la urmă, cu întârziere, Florin Câțu a făcut, Emil Boc a făcut asta. Apropo, și Emil Boc era acolo cu toată popularitatea, da, lui, era alături de Florin Câțu. În fapt, dacă e să te uiți așa, domnul Câțu pare sprijinit de o întreagă parte din fostul PDL sau mai de toată lumea. Da, mai e cineva care îl sprijinea și pe domnul Orban? Da, deși a apărut singur în poza aia și o imagine face cât 1000 de cuvinte, domnul Orban nu e chiar atât de sărăcuț în susținător pe cât pare. E președintele partidului și, atenție, domnul Orban are date o sumă de indulgență, ca să zic așa, multor oameni și își va culege acum datoriile. De ce? Pentru că domnul Orban este cel care a numit șef de filiale, i-a sprijinit pe unii și pe alții, deci le-a dat puterea în partid și a făcut și listele electorale. Nu uitați că listele din Parlamentul actual cu Ludovic Orban sunt liste din Parlamentul actual, sunt liste făcute de Ludovic Orban, adică cu semnătura lui. Și acum domnul Orban se va duce și va încasa. Sigur că unii oameni îl vor trăda, că așa e în politică, se vor orienta către noua putere sau către noul stâlp al puterii, în timp ce alții vor rămâne alături de el. Plus că la congres vrem 5.000 de oameni din toată țara, domnul Orban are în continuare destui susținători în partid, nu toată lumea îl place pe domnul Câțu, este imposibil. În schimb, domnul Câțu mai are o armă la dispoziție. Arma pe care o are orice prim-ministru. Banii. Banii. Semnătura. Semnătura.
bani care pleacă în diverse zone de dezvoltare, comune, localități, influență. Marele ghinion al domnului Câțu este că ministerul cu care făcea lucrurile astea în mod obișnuit este la domnul Ghinea, la USR, și nu știu în ce măsură vedem pe cine servește domnul Ghinea în situația, în situația. Deci, am putea spune că datoriile morale, cel puțin, sunt la domnul Orban, da. Și banii acum și banii sunt la domnul Câțu. Ce o să aleagă, domnule, în partid, e greu. O să fie o campanie electorală. Atenție, Florin, Câțu e în campanie electorală, l-ați văzut, nu? Apare pe toate ecranele, are spoturi, el are activitatea de prim-ministru care acoperă, dar în general comunică și chestiunea asta. Adică, uite, de exemplu, domnul Câțu apare niște spoturi de vaccinare, nu? A apărut la, într-un podcast celebru al lui Mihai Morar, dar a făcut lucruri de genul ăsta care sunt clar de campanie electorală. A apărut în mai eu, să ne aducem aminte, prima apariție. Veștile bune, da. Vă relaxez. Astea contribuie și la campania lui. Uite, domnule, ce politician este Florin Câțu. Vedem, e mult până departe, are multe cărți, domnul Câțu a strâns multe, multe cărți. PNL nu este însă un partid disciplinat, adică PNL nu e PSD. La PSD, dacă vedeai chestiunea asta, lucrurile erau clare. Dar PNL are latura asta care de libertate, unde lucrurile n-au, chiar dacă sună acum domnul Iohannis, s-ar putea să nu se întâmple. Am prins semnalul, l-am înțeles. O să fie o bătălie interesantă în perioada următoare. Despre asta înțeleg că puteți discuta diseară la Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și cu Adriana Nedelea. Am văzut pe Facebook, sunteți invitați să vorbiți cu domnul Popescu și cu Adriana chiar despre subiectul ăsta. O să vină Adriana în studio în câteva minute, da. Și ne va explica pe larg. Cătălin Striblea, mulțumesc foarte mult. Mâine te așteptăm din nou. Mâine. În direct. Vă aștept și eu, mai ales că am un subiect sensibil, o să vezi. Ne spui de acum sau? O, pot spune, da. Mâine, de mâine începe vaccinarea copiilor la 12 ani în sus și vă întreb simplu dacă vă vaccinați copiii. Și vă aștept să vorbim mâine. Mulțumim, Cătălin, mâine de la 13 și un sfert. Nu ratați așadar România în direct. Continuă acum Drum cu Prioritate. Toată muzica pe care o iubești. It's a little piece of everything that you like. It makes the time go faster. Keeps you upbeat. Cea mai bună muzică de ieri și de azi e aici. Europa FM.